Caz șocant în capitală. Un bărbat a fost agresat și băgat cu forța în portbagajul unei mașini de către mai mulți indivizi cu care ar fi intrat într-un conflict. Agresorii au fost identificați de poliție. Poliția a fost sesizată prin apel la 112 cu privire la faptul că pe o stradă din sectorul 2 al capitalei 5 indivizi ar fi agresat fizic un bărbat și l-au băgat în portbagajul unei mașini împotriva voinței lui. Polițiștii secției 7 din capitală s-au deplasat la fața locului și au demarat verificările pentru a depista vehiculul. După ce oamenii legii au luat legătura cu apelanta, i-au identificat pe cei 5 bărbați cu vârste cuprinse între 22 și 58 de ani, bănuiți de comiterea faptei, dar și pe victimă. Un bărbat în vârstă de 28 de ani din județul Ilfov. El a primit îngrijiri medicale de la un echipaj medical, sosit la fața locului și a fost transportat la spital pentru investigații suplimentare. Potrivit primelor date din anchetă, între agresor și victimă, s-ar fi iscat un conflict care ulterior a degenerat. Oamenii legii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lipsă de libertate în mod ilegal, loviri sau alte violențe și tulburarea liniștii și a ordinii publice. Cercetările continuă sub coordonarea parchetului de pe lângă judecătoria sectorului 2, iar suspecții au fost plasați sub control judiciar pentru 60 de zile.